Rămân total fără banii de pensie. Informația momentului pentru cei care au cotizat mai puțin de 15 ani. În funcție de stagiul de cotizare, o categorie de pensionari din România ar putea avea de ales între pensia pe care o primesc și indemnizația socială, totul în funcție de stagiul de cotizare. Potrivit Ministerului Muncii. Pensionarii care au un stagiu de cotizare mai mic de 15 ani vor avea veniturile recalculate, iar după această analiză, ei ar putea rămâne doar cu o indemnizație socială în loc de pensie. Conform noi formule de calcul a pensiilor, în urma acestei evaluări, românii care au contribuit la asigurările sociale sub 15 ani vor beneficia de o indemnizație. După recalculare, dacă suma rezultată este mai mică decât indemnizația socială minimă, pensionarii aflați în această situație pot alege să primească indemnizația socială în locul pensiei recalculate. Noua lege a salarizării va permite celor care au sub 15 ani de cotizație să decidă dacă vor pensia minim garantată pe baza contributivității sau o indemnizație socială. Opțiunea trebuie exprimată cu trei luni înainte. Pentru aceasta, pensionarii români trebuie să-și exprime opțiunea cu trei luni înainte de aplicarea legii. Dacă nu optează în termenul de trei luni, pensionarii rămân în plată cu suma rezultată din calculul pe baza contributivității, explică Ministerul Muncii. O noutate adusă de proiectul de lege este introducerea opțiunii pentru indemnizația socială minimă. Pensionarii aflați deja în plată care au stagiul de cotizare sub 15 ani, vor putea opta între pensie și indemnizația socială minimă, cu trei luni înainte de aplicarea efectivă a legii. Opțiunea se va face prin poștă, cu formular pretimbrat primit de la Casa Națională de Pensii Publice, pentru a evita cozi interminabile la ghișee, anunță Ministerul Muncii. În acest moment, peste un milion de români primesc pensia minim garantată, de 640 de lei pe lună. Excepție de la această regulă fac pensionarii care beneficiază de pensie de limite de vârstă și au realizat stagiul minim cuprins între 10 și 15 ani, conform legislației în vigoare, la data stabilirii dreptului la pensie. Conform noului calcul, un pensionar cu o vechime de minim 15 ani în muncă primește 45% din salariul minim brut și un procent din salariul minim brut pentru fiecare an în plus. Cum a fi data la care te poți pensiona? Astfel că persoana care a cotizat 13 ani primea o pensie de 1032 lei în 2021, la o cotizație timp de 19 ani 1176 lei iar la 35 de ani vechime, 1560 lei, potrivit Gneus Pro. Iată cum vor alege pensionarii între pensia minimă și indemnizație. Opțiunea se va face prin poștă, cu formular pretimbrat primit de la Casa Națională de Pensii Publice, pentru a evita cozi interminabile la ghișee, se arată într-un comunicat al Ministerului. Pensionarii în plată care au realizat stagiul de cotizare mai mic de 15 ani beneficiază de recalculare pe noua formulă, iar dacă suma rezultată este sub indemnizația socială minimă, ei pot opta pentru aceasta din urmă. Pensionarii care nu optează în termenul de trei luni rămân în plată cu suma rezultată din calculul pe baza contributivității, explică Ministerul când mă pot pensiona este o întrebare care îi interesează pe mulți români, fie că încă lucrează și urmează să iasă la pensie, fie că deja s-au pensionat, dar anticipat. Acum puteți afla în mai puțin de un minut data la care vă puteți pensiona, fie că e vorba de pensie anticipată, pensie anticipată parțial sau pensie pentru limita de vârstă. Tot ce aveți de făcut este să intrați pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice să vă completați data nașterii și sexul, apoi aflați data pensionării. Recalcularea pensiei, un subiect intens discutat în această perioadă, poate fi cerută de români, printr-o solicitare, alături de câteva acte necesare. Recalcularea pensiei se poate face în cazul celor care au realizat stagiul de cotizare după deschiderea dreptului de pensie pentru limita de vârstă dar și pentru persoanele care au mai lucrat și după ce au împlinit vârsta de retragere și au ieșit la pensie. Așadar, după realizarea oricărui stadiu de cotizare după deschiderea drepturilor de pensie pentru limite de vârstă, se poate solicita recalcularea drepturilor de pensie. Recalcularea pensiei pentru fiecare stadiu de cotizare de minimum 12 luni poate fi cerută de orice român. La sfârșitul anului 2022, România avea peste 4,7 milioane de pensionari.